Am început săptămâna cu bucurie și vrem să o continuăm cu multă armonie în trup și în suflet. Georgiana Buta, instructor de yoga, este alături de noi. Bine ai venit, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Am venit alături de Ana, colega mea. Ce exerciții ne arăți astăzi, Georgiana? Astăzi vom face o scurtă practică în care să ardem calorii, pentru că prin intermediul practicii yoga, mai power yoga, putem să și slăbim, mai ales dacă știm că, uite, mâncăm o plăcintă, putem după să lăsăm o oră, două și pe aia să facem o scurtă practică de yoga. De câte lecții de yoga este nevoie pentru a slăbi? Este bine să facem în fiecare zi. Este bine să facem în fiecare zi cu o intenție și să avem grijă să fim blânzi cu al nostru corp, pentru că de regulă lucrăm foarte intens, dar nu suntem conștienți și avem nevoie și de blândețe atunci când lucrăm cu noi. Când spui că avem nevoie de blândețe, te referi la faptul că nu trebuie să facem exerciții foarte intense sau să avem răbdare? Să avem răbdare, exact, exact. Asta e trebuie să avem răbdare, pentru că e vorba de un proces pe termen lung. Că nu vreau să slăbesc doar pentru 5 zile, vreau să mă mențin în formă și așa să rămân, să fiu ok atât în interior cât și în exterior. Dacă reușim să dăm kilogramele nedorite jos, tot cu exerciții de yoga ne putem menține silueta? Exact. Da, tot așa. Ar fi bine măcar 15 minute pe zi să avem o scurtă practică. Și ar fi bine să facem dimineața, să ne luăm și acel boost de energie de care avem nevoie pentru o nouă zi. Ce exerciții ne arătați astăzi? O să facem câteva flow-uri mai active. O să începem cu salutul soarelui. Salutul soarelui este o secvență tradițională din yoga, cu care chiar putem să începem dimineața. Inspirăm, venim cu brațele sus. Expir, lent, cobor. Inspiră, deschide pieptul, ține respirația și pășește în spate în plank pose. Avem aici varianta genunchie-bărbie, pe care o face colega mea, sau varianta chaturanga, un pic mai grea. Deschid pieptul aici. Expir, mă duc în downward facing dog. Rămân aici doar 3 respirații. Împinge activ în palme, umerii departe de urechi. Privirea se duce în față, pășesc înainte. Inspirăm, deschidem pieptul. Expir, cobor. Inspiră, vină cu brațele sus. Expiră, aduc palmele în dreptul pieptului. Și acum putem să ne imaginăm cum ar fi să facem 108 astfel de runde, cum se simte corpul nostru cu multă energie. Dar vom mai face acum încă o tehnică de salutul soarelui. Inspiră, vină cu brațele sus, coboară în chair pose. Expiră, du fruntea către genunchi. Inspiră, deschide pieptul, ține respirația, pășește în spate. Din nou chaturanga, cobor, activez corpul, deschid pieptul, inspir. Duc bazinul sus și ridicăm piciorul drept în aer, pășesc cu talpa între palme, inspiră, deschide pieptul, rămânem aici 5 respirații. Îndoi genunchiul din spate, talpa din spate poate să rămână pe salteluță, călcâiul coboară și cobor palmele pe saltea. Duc piciorul în spate, rămânem 5 respirații în plank pose, să simt aici corpul activ, pe lângă partea de calorii, aducem și partea de tonus în corp, cobor în chaturanga. Inspiră, deschide pieptul și du bazinul sus, downward facing dog. Ridică talpa stângă și pășește cu talpa între palme. Cobor talpa din spate și din nou vin cu brațele sus. Focus, concentrare, aduți aminte care e intenția ta. Aduc palmele pe salteluță, duc piciorul în spate, chaturanga. Upward facing dog, mă folosesc de respirație să-mi aducă energie, să mă susțină. Privesc înainte și pășesc în față. Inspiră, deschide pieptul, expiră, coboară. Îndoaie genunchii și vină cu brațele sus. Și ușor revenim. Deja simt cum am crescut un pic pulsul, caloriile încep să ardă. Dar continuăm, inspir, vin cu brațele sus și cobor în chair pose. Ușor mă ridic și ridic piciorul drept, cobor trunchiul. Vin cu brațele în spate. Și aici încep ușor să îndoi genunchiul și sus. Pentru a menține echilibru, privesc într-un punct fix, mișcarea este activă, rămân aici, stau, cobor talpa, din nou chair pose, inspir, abdomenul activ. Simt deja focul în interior, partea noastră ia în cum se activează, îndoaie genunchiul și sus. Îndoi și sus și stau aici, privesc într-un punct fix. Cobor talpa, inspir, vin în chair pose. Și ușor revenim. Duc piciorul stâng în spate, o postură foarte bună și pentru coloană. Brațele vin în linie cu umerii, umerii jos, inspir, mă duc în față. Expir, lent, cobor. Privirea se duce către palma de sus.
și să aduc puțină energie în postură. Inspiră, vino sus. Expiră, coboară. Inspiră sus, folosește-te de respirație. Expir, cobor. Inspir sus. Rămân aici, palmele în dreptul pieptului. Pășesc în față și schimbăm. Ce fac pe o parte, fac și pe cealaltă parte. Brațele în linie cu umerii. Inspiră, du-te înainte. Expiră, lent, coboară. Coloana dreaptă, trag de buric către coloană. Inspir, vin sus. Expir, cobor. Mișcarea o fac doar din articulația bazinului. Cum ești, Ana? Super, rămânem aici. Aducem palmele în dreptul pieptului și pășesc în față. Inspir, vin cu brațele sus și cobor bazinul. O postură ce ne ajută să tonifiem musculatura abdomenului. Ridicăm aici genunchii, brațele în linie cu umerii. Umerii jos și rămânem aici vreo 10 respirații. Sau, dacă vrem să o facem un pic mai dinamică, putem să ne folosim de respirația de foc, respirație foarte activă, respirație în care mă concentrez doar pe expir. Tu poți să continui încă un minut. Nu scape, Ana, tu trebuie să te ții de treabă. Dacă știm că avem probleme cu lombarul, putem să prindem aici picioarele, da? Să nu curbăm coloana, avem tot timpul în minte aliniamentul corect al corpului. De aceea am zis că avem nevoie de blândețe. Nu contează cât de mult fac, ci cât de corect și corect pentru corpul nostru. Ai spus cu câteva clipe în urmă un lucru care mi-a atras atenția, adu-ți aminte de intenția ta. La ce te referi? De fiecare dată când mergem și facem un antrenament, că este yoga, că este alergat, orice, avem nevoie de o intenție. Da? Nu mă duc doar ca să o fac. Care este intenția mea în postura asta? De ce stau aici? Pentru că vreau să-mi aduc partea asta de yang în interior, să cresc focul în interior, să-mi aduc energie și tonus. Exercițiile înțeleg că sunt mult mai eficiente dacă avem această intenție? Da. Și să avem mare grijă să nu ne judecăm, pentru că corpul nostru este diferit de la o zi la alta. Astăzi postura s-ar putea să nu ne iasă, mâine s-ar putea să ne iasă și tot așa. Să fim blânzi și să nu judecăm. Spuneai că este bine să facem aceste exerciții, acest set de exerciții în fiecare zi, da. Dar în cel moment al zilei? Dimineața. Dimineața. Pentru că ne aduc foarte multă energie. Deja probabil mă vezi pe mine, sunt mai activă, vorbesc mai mult și mai repede. Da, sunt importante aceste exerciții, iată, ne ajută și la înviorare. Mai ai sfaturi pentru noi? Da, putem să vă provoc, de fapt, în fiecare zi, un minut, să venim în planșă. Dimineața, după ce ne-am trezit, putem să stăm aici un minut. Dacă este prea grea, cobor genunchii. Important aici să las respirația profundă, să-mi fixez acea intenție de ce vreau să stau aici. Vreau să-mi aduc tonus, vreau să slăbesc, de ce vreau. Și foarte important, pentru ce vreau să slăbesc. Pentru că de cele mai multe ori vrem să slăbim, dar cred că cel mai important este să știm că slăbim pentru noi, nu Corect. Pentru exterior. Vrem să ne simțim bine în corpul nostru. Și vin cu bazinul sus, inspiră, ridică piciorul drept, expiră, trage de genunchi către piept. Putem să facem și acest exercițiu, stau aici. E un pic mai complicat, curbesc coloana, bag bărbia în piept și vin cu fruntea către genunchi. Și deja simt cum abdomenul este activ. Și din nou sus piciorul și apoi cobor. Mă duc în planșă, rămân aici 10 respirații, stau. Ne ajutăm de respirație. Sus bazinul, ridic piciorul stâng, inspir, expir, vin cu genunchiul către piept. Inspiră, vino cu piciorul sus, expiră, stai și curbează coloana, vino cu fruntea către genunchi, simte abdomenul. Lucrăm subtil, nu lucrăm mușchii superficial, lucrăm mușchii stabilizatori. Duc piciorul în spate, plank pose, coboară genunchii și ori de câte ori simțim că vrem să luăm o pauză, putem să luăm o pauză aici în child's pose, fie cu brațele întinse, fie cu brațele pe lângă noi, să rămânem acolo 5-10 secunde și apoi să revenim. Foarte intensă această lecție de yoga, vă mulțumim și vă mai așteptăm pe la noi. Mulțumim și noi, mulțumim!